Bună seara, suntem la Starea Nației, iar eu sunt Dragoș Pătraru. Bă, ce nume tâmpit am și eu, serios. Adică, dacă se agravează treaba asta cu emisiunea, deci nu închid ăștia, ar trebui să-mi găsesc un alt nume, nu? Un nume de ăsta care să garanteze succesul, domne. Uite, domne, unul care și-a schimbat numele pentru succes, ca să câștige alegerile. Daniel Țuchel, primar în Țepu, și-a luat și prenumele de Gerhard. Deci, Daniel Gerhard Țuchel. Sau Țuchel, acum, bun pariu că își spune el. Ci că și-a scuturat puțin arborele genealogic și au căzut niște strămoși nemți. De ăștia mai bătrâni care nu se țineau prea bine. Dar totuși, mă, Gerhard Țuchel... Nu știu, sună așa ca și cum te-ai duce la restaurant și când te întreabă la ce vrei, tu zici... Fructe de mare cu garnitură de șorici, vă rog. Gerhard Țuchel, auzi. E ca William Brânză. Da, bă, ce să-i faci? Asta a vrut omul să-i prostească pe alegători, să zică aia. Mamă, a venit neamțul ăsta, frate, să vezi ce treabă face. Iată-l pe neamțul Țuchel. Bă, neamț, tată, să vede clar, mă. E, ideea e că ăsta a câștigat alegerile la Tecuci, dar a rupt. A ieșit primar cu vreo 30% avans. Mă, poate e și asta o variantă de succes, nu? Ia gândiți-vă, Liviu Alfonso Dragnea sau Traian François Băsesco, Crin Stuart Antonescu sau Victor Viorel Ponta. Ha? Hai mă că avem treabă și eu mă țin de prostie aici. Le dăm sfaturi americanilor care vin la de veselu. Avem grijă de niște pacienți. Vadim, Mitică, e spital de nebun azi. Cântăm pentru și cu Sorin Blejnar. Nebunie, sumarul. Bănuiesc că ați văzut. Au început lucrările la scutul antirachetă de la de veselu. Bă, dar cum a rămas chestia asta cu datul la lopată la începutul lucrărilor? Apar niște unii șmecherași la costume și declară deschise lucrările, că altfel nu ar ști muncitorii unde să-și proptească târnăcoapele. Mă rog, a pus și Traian Băsescu mâna pe lopată. A dat mai subțire așa, s-a jucat cu ea puțin prin praf. Nu poți, bă, să sap ca nebun în țara asta unde vor mușchii tăi. Mai e un codruz Marta care se odihnește, mai e o Elodia, mai sunt dealurile Moldovei, nu? Hai, șefule, hai, mai cu ascuțitul. Nu vă faceți că nu știți cum merge treaba. Păi la câți ați săpat până acum ar trebui să munciți singur la deveselu să terminați scutul în 3 zile? Da, mă, îi ajutăm pe partenerii noștri americani în lupta cu terorismul. Fiecare contribuie cu ce are el mai bun, mai performant. Americanii pun arme performante, noi punem pământ de ultimă generație. Ei pun 24 de rachete ultramoderne, noi punem 24 de hectare nou-nouțe. Ar fi în aer fără noi, amărăți-vă. Lasă că se revanșează. Bă, dar stați-mă un pic. Americanilor le-o fi zis, mă, cineva cum stă treaba pe acelea pe la de veselu? Adică, na, să nu creadă naibii oamenii că au venit într-o țară europeană din secolul 21 membră UE, cum au mai văzut ei prin vest sau cum or fi citit pe Wikipedia. A văzut, le dăm niște sfaturi, bă, hai să-i ajutăm și noi, nu? Deci, sfatul numărul 1. Mă, americanilor, mă, dacă vedeți un om în șanț, să nu credeți că a fost împușcat de inamici. Nu, s-a împușcat singur, cu prietenii, la bufet. Doi, nu dați contractul de construcție a scutului vreunui umbrărescu. Bă, treaba voastră, dar eu să nu vă aud după aia că aveți găuri în scut sau că va costa de 3 ori mai mult decât Pentagonul. Trei, mare atenție, dar mare atenție la scut. Pentru că o să treacă în fiecare noapte niște afro-olteni pe acolo cu niște căruțe să vi-l ia să-l ducă la fier vechi, da?
Oltencele sunt fierbinți. Unele dintre ele iau antibiotic și le trece, dar altele, să știți, că o duc pe picioare. Oricum, ideea e simplă, băieți. Purtați prezervativ. În fine, cea mai frumoasă atracție turistică din zonă este Caracal City. Se zice că acolo s-a răsturnat cândva un car de luptă plin cu politicieni. Gata, bă, fraților, bă. Sunteți acum pregătiți, puteți veni, vă așteptăm. Am înțeles că evazioniștii sunt destul de supărați pe guvernul Ponta. Păi da, bă, ei au contribuit serios la campania USL și acum s-a alergat, bă, de poliție, de procuror, de fisc. E o nebunie totală, bă, nici liniștea nu ți-o mai poți cumpăra în țara asta, bă, vă dați seama unde am ajuns? Dar eu am un mesaj pentru evazioniștii supărați de ceea ce li se întâmplă zilele astea. Nu e vina lui Ponta, dragi stâlpi ai economiei subterane, sponsor de nădejde ai tuturor partidelor. Ponta a încercat, mă, serios. Prima dată a încercat să crească taxele. La finalul ședinței USL de vineri, Ponta a venit cu această propunere. Discuția a pornit de la faptul că încasările la buget nu sunt cele prognozate, iar dacă vrem fonduri pentru investiții, trebuie să luăm o decizie în interiorul USL. Nu s-a luat o decizie, ci a fost doar o propunere, au declarat surse din PSD pentru Gândul. N-a mers pentru că și-ar fi luat prea multe înjurături. Apoi s-a încercat cu indexarea pensiilor, adică să nu crească toate, ci doar unele, pentru a acoperi chipurile alte găuri din buget. Bă, n-a mers nici asta, bă, premierul fiind nevoit să spună aseară, chiar aici la noi, că a greșit, domne, și că a pronunțat pensii în loc de salarii. Și marmota... A fost o eroare a mea, în sensul în care eu mă referam la indexarea salariilor. Și am spus din greșeală și de pensii, doamna ministru Câmpeanu m-a sunat imediat. Deci singura variantă rămasă premierului pentru a avea mai mulți bani este să colecteze mai bine taxe și impozite. Senzațional, nu? Până la urmă, guvernul a realizat că dacă e nevoie de mai mulți bani la buget, banii ăștia trebuie luați de la evazioniști. Chiar dacă băieții ăștia sunt cei care vin cu cașcavalul la partide. Practic, uite așa, lovindu-se de toți pereții, guvernul Ponta chiar ar putea să facă lucruri bune, aducând bani de la hoți, nu de la oameni cinstiți, pe care ANAF îi călărește oricum. Subiectul a explodat, desigur, și în presă, unde specialiștii s-au reunit pentru a analiza fenomenul. Pe cel mai competent dintre ei l-am auzit zilele astea de mai multe ori. Am avut foarte multe informări de la structurile de informații ale statului român. Acum, și dacă ar fi punctual la această societate, nu v-aș putea răspunde, pentru că acolo există un regim al informațiilor clasificate. Însă nu mi-amintesc. Acum vă spun cu toată sinceritatea, nu mi-amintesc acest caz. Vă dați seama că dacă am fi primit o minimă informare pe acest caz, organele de control de la acel moment ar fi intervenit în forță și ar fi stopat acțiunea de evaziune fiscală de acolo. Nu e asta. Nu. Cred că ați greșit, serios. Să știți că eu nu pot face emisiunea asta dacă nu mă ajutați. Deci domnul pe care l-am văzut adineauri este Sorin Bleșnar, cunoscut drept Regina. E domnul care a protejat toate hoțiile PDL până în 2012. E băiatul ăla care n-a reușit să stopeze nimic din evaziunea fiscală și al cărui șef de cabinet, Codruț Marta, despre care se spune că știa prea multe, e dispărut, posibil mort. Deci, domnul trebuia să fie într-un loc unde ai voie să dai doar un telefon pe zi și nu la televiziune. Haideți, vă rog eu, să mai încercăm o dată. Vedem și noi un specialist care știe cum e să te iei la trântă cu evazioniștii? Cât timp se poate face o evaziune de 50 de milioane de euro? În 6 luni, maxim. Tir de carne este în jur de 50.000 de euro. TVA-ul aferent este 12.000 de euro. Dacă ne ducem mai departe și mulțim și adunăm, o să constatăm, dacă aduce în jur de 10 tiruri pe săptămână, că aduce 50 de tiruri,
deja evaziunea fiscală nu mai este de 12.000 la tir, că vorbim de 10 tiruri. Aici e. Și dacă mergem pe calculul care îl făcea fiscul și adunăm și majorile de întârziere și penalitățile și estimăm și impozitul pe profit sustras, o să vedeți că ne apropiem de 50 de milioane de euro. Da. Deci el știe cum să face, știe că a fost șeful fiscului, nu? Știe cum se făcea atunci și cum se face și acum. Dar cum era aia, domnilor de la USL? Dreptate până la capăt sau până la capăt? Că nu mai știu. În fine, contează mai puțin. Noi suntem puși aici să muncim, nu să gândim. Așadar, am făcut și un cântecel special pentru domnul Blejnar. De fapt, cântat de domnul Blejnar. Maestre... Zeghea, sper că o să-ți vină de minune când pleci de la muncă, Zeghe. Zeghe și pe toți ne miră că nu o porți încă. Zeghea este uniforma, eu știu. Știu și cum, știu și pe unde știu. Secole de-ai sta în pârnaie, tot ar fi puține. Zeci de afaceri, măricele, comisioane și contracte și profitul de la ele. Le-ai luat tu pe toate, zeci de tone motorină, țigarete netimbrate și șpăgile de la benzină. Ți le-am dat pe toate. Zeghea, sper că o să-ți vină de minune când pleci de la muncă, Zeghe. Zeghe și pe toți ne miră că nu o porți încă. Zeghea este uniforma, eu știu. Știu și cum, știu și pe unde știu. Secole de-ai sta în pârnaie, tot ar fi puține. Procurori în faptul serii stau la uși cu microfoane, tu le spui prin spuma berii că vrei stenograme. Avantaje case moca și vânzări antedatate ai vândut țara și flota. Le-ai vândut pe toate. Zeghea, sper că o să-ți vină de minune când pleci de la muncă, Zeghe. Zeghe și pe toți ne miră că nu o porți încă. Zeghea este uniforma, eu știu. Știu și cum, știu și pe unde știu. Secole de-ai sta în pârnaie, tot ar fi puține.